Salutare, dragi prieteni apicultori și neapicultori! Am vorbit zile trecute despre furtișag și zborul de orientare cu o parte dintre voi. Haideți să vedem acum ce se întâmplă aici, la acest stup, care aici pare a fi un zbor de orientare. De ce? Pentru că nu avem luptă. Deci albina urcă pe stup, dar zboară imediat, dar la urdiniș nu avem niciun fel de bătălie. Haideți să apropie să vedem. Deci nu avem nici albină care ventilează, ca atunci când ar păzi și s-ar împotrivi unui atac. Avem albină care urcă pe stup, în verticală, dar zboară imediat și se învârte în jurul stupului. Am avut această discuție cu o parte dintre voi tura trecută, când albina s-a manifestat mai mult sau mai puțin ca acum. Doar că atunci exista și o luptă, după câte am observat eu. Acum, în schimb, această luptă nu există. Vedeți? Albina vine, intră, alta iese, cea care iese din stup urcă în verticală pe stup, după care și-a zborul. Nu umblă atât de haotic pe stup, ca la un furtișag. Da, comportamentul albinelor este divers de la un stup la altul, la fel cum este de la o stupină la alta. Aici pare că ar fi, într-adevăr, un zbor de orientare a celor albine care au ecluzionat săptămâna trecută, pentru că atunci când am plecat la munte aveam două rame cu puiet aproape de ecluzionare. După cum știm, albina care ecluzionează nu iese imediat din stup, stă peste 6-7 zile în stup, făcând diverse treburi gospodărești, cum ar fi primele zile este doică, dacă nu greșesc, pe urmă este sanitar, pe urmă iese la zbor, după care, într-un final, spre sfârșitul vieții, devine coach sau îndrumător sau profesor pentru celelalte albinuțe care au nevoie să învețe câte ceva. Cum și noi, cei începători, avem nevoie să învățăm de la cei mai experți, cu ajutorul lor să înțelegem ce se întâmplă prin stupinele lor, ce se întâmplă prin stupinele noastre și să tragem unele concluzii. Trebuie să fim atenți la tot ceea ce spun cei mai experți, pentru că și în conversațiile lor mai sunt, să le spunem, unele contradicții, să nu le spunem divergențe, pentru că în orice în lumea asta avem dreptul la o părere, la un dialog, să examinăm lucrurile, să tragem concluziile și să luăm cele mai bune decizii pe fiecare stup în parte și la fiecare stupină în parte. Deci vedeți, dragii mei, că aici nu se duce absolut nicio luptă, nicio albină nu se bate cu nicio albină, niciuna nu este agresată, niciuna nu este scoasă din cuib. După câte văd, din când în când mai apare și cât o albinuță cu polen, nu știu dacă se observă la voi, că mai vin și albinuțe cu polen. Ceea ce este important, că aici nu are loc o luptă. Sunt curios să văd cât durează această zăpăceală aici, dacă îmi permite să-i spun așa, această nebunie. În mod normal n-ar trebui să dureze mai mult de 10 minute, un sfert de oră, din câte am înțeles de la alți prieteni mai
experimentați decât mine. În rest, pe la ceilalți stupi, activitatea este mult mai normală. Am redus urdinișurile, să reduc posibilitatea furtișagurilor. Aproape toate urdinișurile sunt un pic aglomerate și datorită faptului, vedeți că până acum nu mi-am notat ce se întâmplă în stupi, acum îmi notez. E timpul chiar să luați caietul și pixul, creionul ce aveți la îndemână și să vă notați ce se întâmplă în fiecare stup în parte, în fiecare cuib în parte. Aici din nou avem aceeași situație ca la celălalt stup care l-ați văzut mai devreme. Avem albină care ventilează. Vedeți? Avem albină care ventilează la urdiniș, dar nici aici nu avem bătălie. Ok? Pe din coace totul este normal. Aici este normal. Din coace în stupul care am transferat albina, aici se văd albine bătrâne care sunt scoase afară, deci cele cu fundul negru sunt albinele bătrâne. Ia uitați, chiar acum scoate una afară, în partea din stânga, sau tinde să o scoată afară, a zburat, a fugit de una singură, era scoasă de altele două. Acolo am pus colectorul de polen doar pentru control, pentru câteva ore, și acolo am redus urdinișul. Aici este stupul care, mai devreme vi l-am arătat, destul de infectat cu varoa. Am pus aici foaia albă de hârtie, să vedem ce se întâmplă, și iată că deja au apărut alți păduchi. Nu are mult timp de când am pus hârtia, o să încerc să apropii cât mai mult, să-i vedeți. Dar nu se văd chiar așa clar, oricum, se văd. Deci, pentru cei care nu știți, cât de important este să aveți fundul cu plasa antivaroa, ați aflat acum. Deci, dragii mei, fundul antivaroa am observat și eu că este foarte, foarte important, pentru că în momentul în care păduchile a căzut de pe albină, cade prin plasa antivaroa, jos în sertăraș sau pe tablă în funcție de stup. În cazul în care stupul este cu fundul plin, să spunem așa, păduchile care nu moare se poate urca din nou pe albină, adică albina se lea din nou pe piciorușe și probabil să-și continue treaba până când o să moară sau nu o să moară, în funcție de insecticidul, să-i spunem, pe care îl folosim. Văd aici că vine câte o albină cu fundul negru care nu este primită în stup. Uitați la urdiniș ce se întâmplă, o albină cu fundul negru nu este primită în stup. Probabil că nu vor să mai primească în stup albinele bătrâne. Vom vedea, dragii mei, până mâine, ați văzut că am pus hârtia albă, vom vedea până mâine, am pus și colectorul de polen,
Haideți să vedem dacă într-o oră de când l-am pus a adus ceva polen. Da, e adus ceva polen. Ok. L-am pus doar în scopul de... Ia uitați un păduche cum se mișcă aici. Ia uitați-l cum se mișcă. Este acesta. Îl vedeți? Este chiar în marginea lemnului. Aproape de... Ia uitați și unul aici cum se mișcă. Îl vedeți? Deci sunt păduchii care fitilul cu amitras pe care l-am aplicat îi scoate afară de pe albină sau din alveolele unde este. Ia uitați cât sunt care mișcă. Din alveolele unde avem larvar. Deci, dragii mei prieteni, mai ales și începători, care nu ați făcut tratamentul antivaroa, nu întârziați să-l faceți, pentru că varoa devine foarte, foarte periculoasă pe timpul iernii. Avem posibilitatea, dragii mei, să rămânem fără albină. Și dacă albina de peste toamnă moare în timpul iernii, în primăvară nu vom mai avea albină. Ceea ce o să fac eu acum, v-am arătat că am transferat acel stup, acela are fundul plin, îi voi scoate fundul, îi voi confecționa un fund cu sertar și cu plasa antivaroa. Așa văd mai bine ceea ce se întâmplă, ce infestație am, cât cade, și în așa fel încât pot să-mi iau măsuri de precauție mai bune. Ia uitați și aici, activitate bună cu albinuță care aduce polen. Urdinișurile le-am redus la minim. În seara asta o să le fac tratamentul și antiviroză. Am luat deja de la apicula un produs în acest scop, vi-l voi prezenta diseară când o să le pun siropul. Dragii mei, vă salut și vă urez multă sănătate. În plus, o altă măsură de precauție pe care o voi lua-o este să îmbrac tot stupii cu polistiren extrudat pentru a menține temperatura pe timpul iernii. Aici mă opresc și vă urez multă sănătate vouă, familiilor voastre și, bineînțeles, stupinei voastre.